Prima rundă de alegeri se apropie cu pași repezi, însă intenția de vot a românilor continuă să se schimbe. Conform unui sondaj INSCOP, PSD se află momentan pe primul loc în intențiile de vot la alegerile pentru consiliile locale, urmat de PNL cu o diferență de doar 2%. De asemenea, partidele extremiste au scăzut în această lună în preferințele românilor. Ce putem constata dacă vom compara datele din această lună cu datele culese luna trecută, este faptul că AUR, de exemplu, este într-o scădere, pierde aproximativ 3% și SOS România pierde, de asemenea și la intenția de vot pentru alegerile europarlamentare. Pe măsură ce ne apropiem de alegeri, pe măsură ce vorbim și, mă rog, îngrijorările față de război cresc, opțiunea românilor pentru formule cu mesaj radical și ultraradical se diminuează. În ceea ce privește intenția de vot pentru cele două partide aflate la putere, PNL și PSD par să ducă o bătălie echilibrată pentru consiliile locale. În timp ce liberalii au mai crescut cu 1% față de luna martie, socialdemocrații au scăzut cu mai mult de 2 puncte procentuale. Intenția de vot pentru PNL la alegeri locale este semnificativ mai mare decât era intenția de vot pentru PNL măsurată, să spunem, la parlamentare sau europarlamentare. Pe de altă parte, scorul PSD se suprapune aproape perfect cu intenția de vot pe care o măsuram pentru PSD luat separat la parlamentare și locale. Măsurătorile ar putea fi însă date complet peste cap de ultimele scenarii de la București. Competiția pentru fotoliul de primar general al capitalei s-ar putea echilibra mai mult acum, în condițiile în care cele două partide de coaliție aruncă în luptă candidați separați, Gabriela Firea, respectiv Sebastian Burduja. Dacă până la acest moment peste 80% din totalul voturilor bucureștenilor era adunat de doi candidați, domnul Nicușor Dan, primarul în funcție, și domnul Cristian Popescu, Piedone. În acest moment, prin intrarea încă doi candidați care au în spate totuși măcar bazinele propriilor partide, vom asista la o fragmentare a votului.